obicei, Dumnezeu face ce vrea. O noapte plouă în cinstea mea, o noapte plouă în cinstea ei. Azi noapte însă a plouat în cinstea celei care a plecat. A plecat? Cine a plecat? N-a plecat nici eu, nici ea. A plecat altcineva. Dar cine a fost, nu știm nici noi. Știm doar că am găzduit-o amândoi. Că am găzduit-o, fiindcă ne-a plăcut. Pe semne, Dumnezeu așa a vrut. Că 6 săptămâni în șir, din ziua când ne-am întâlnit, o clipă nu ne-am despărțit. Și ne-am trăit la fel, toți trei. Sorbind doar din parfumul ei. Parfum de trandafir. A stat cu noi și am stat cu ea, ca doi pantofi pe o buhar, ca două mâini într-un manșon, ca două flori de crin pe un blazon. Și totdeauna am fost așa. Ea tot cu noi, noi tot cu ea. Și totdeauna am fost la fel. Un trio de violoncel cu care ea ne sincopa, ne îndepărta, ne apropia și mână-mână cu amândoi se destrăma și se întregea cu fiecare dintre noi. Și totuși, iată, că a plecat. De ce a plecat? Nici Dumnezeu nu știe. Știm doar atât, că n-are să mai vie. Și chiar dacă ar fi să o întoarcem iar din drum și norii plin și grei de o ploaie nouă au hotărât solemn să nu mai plouă în cinstea nimănui de acum. Vom interveni puțin cu un mic film despre cea care a fost Rosina Campos. Secvență din filmul A fi parte din acel roșu, cred că așa se traduce. Lim rabim, gam Rosina התחילה בלי שפה והתפרנסה ממקיון בתימי. אבל לאט לאט היא הצליחה לפלס את דרכה בתיאטרון הישראלי. אני אגיד לך מה ההיגיון שלי. שלהיתקע במולווה הזאת בצורת בן ציון. זה מלכתחילה לא היה החלום הכלכלי שלי בחיים. בטח לא מאז שהלכה יאי. שזה גם היה המזל הגדול שלי בחיים. כי אם לא אחרת הייתי עד היום כפופה ומקומטת על מכונת תפירה ביפו. באוכליון ובנב קונפקציה, כבר יודעת. רק שיום אחד ירד אליי מלאך אלוהים להקמה בתפירה. נגע במכונת תפירה. הקפיץ לי חצי מחט אל העין, עיוור אותי ממנה, ופתח אותי לחיים של פיצויים ודמי נכות וכל מה שצריך לדעת על העולם האמיתי כבר שמעתי כבר יודעת. אמא בגיל 20, ככה אמא מתה בגיל 40.5. וזאת סבתא שלי המרשם ללמוד. סביר לי למושה, את רואה איזה דבר מדהים? השושלת. אמא. אמא לא רצתה אף פעם שאני אהיה שחקנית, אני למדתי את כל הלימודים של הרפואה, התקבלתי לרפואה וברחתי. אחרי שלמדתי שנה רפואה, לקחתי את התיק שלי והלכתי והתקבלתי לבית ספר משחק. התקשרתי לאמא ואמרתי, אמא, אני סטודנטית, היא אומרת, אני יודעת, תיאטרון, היה שקט, בצד השני שלו, טלפון. כן, בשנה ההיא אמא מתה. היי, יוליה, איפה את? מה קרה? מי קורא? אמא שלך. טוב, אני כאן, מה העניין? זוכרת כמו אתמול, איך שלפני 11 שנה, ביום של הרעדה האדמה, החליטה זאת שדי, מספיק לנהוג. ישבתי על יד שופח היונות. יונות? שופח של יונות, התחביר שלה הוא לא נכון, העברית שלה היא לא טובה. ישבתי על יד, יגידו, הרומניה לא יודעת להגיד, ישבתי
אני מכירה את הראש, בגלל זה אני מכירה. אני מרגישה זרה. אז זה ההסתדות הלכתית על בעיניים. לא מיטוט, כל הזמן מתאגדת לעצמי. הגרניום, הוא מת וחזר. פגעתי בו בידיים והוא חזר, תסתכלי איזה מדהים. אני מאוד אוהבת גרניום, אין. אין על גרניום. עכשיו השתניתי, עכשיו מי שיפה לי. תודה, תודה, אני צריך להגיד. כן, תודה, מה אתה רוצה להגיד? אני, המדינה נהנה הצבא שלכם, אני מבין אנשים. באחד ההצגות, רוזינה מאבדת לפתע שליטה על הדיבור. מילים ברומנית נפלטות לה. היא הייתה בטוחה שהיא עייפה, אבל כולם היו עמומים, כי רוזינה אף פעם לא טועה. Acesta este un film cutremurător despre Rosina Campos, pe care sub postul ei soț Doron ni l-a pus la dispoziție. Filmul a fost prezentat și la Doca Viv și este în continuare în festivaluri. Și acum Lia König în rolul Anei Frank. Ca să schimbăm un pic registru, dau cuvântul publicului pentru întrebări, comentarii. Doina știu că să vorbească puțin despre amintirile ei referitoare la Rosina Campos. Cred că majoritatea celor din sală au cunoscut-o și au văzut-o în nenumăratele piese pe care le-a jucat. Întâi la Teatrul din Berșeva, în 1983, când a venit în Israel, a fost imediat cooptată la Teatrul din Berșeva, unde de altfel a făcut și Ulpanu, dar cu mult înainte de a învăța ebraica, a jucat într-o piesă foarte grea, într-o piesă shakespeariană, în Vânzirea Scorpiei, și a jucat alături de Nathan Daphne, fără să știe. Din cauza ei am ajuns eu la Berșeva, ea mi-a spus, începe la Berșeva. Exact. A avut publicul din Berșeva a adorat-o pe Rosina și ea, care a venise din România, după ce era deja o actriță, deși foarte tânără, dar oarecum consacrată, a făcut un rol formidabil. Cum a murit Katinka, fată bătrână, și cei care își amintesc, a venit imediat, după ce a jucat la diverse teatre din provincie, a venit imediat în București și bucureștenii au îmbrățișat-o cu entuziasm și ajunsese celebră în București acelor ani, 1980, 81, 82, erau ani foarte grei în România. Și a avut curajul și într-o perioadă în care era greu de tot de ajuns în Israel, a depus actele, a venit în Israel după ce a făcut, după o scurtă perioadă în care a fost închisă și, mă rog, torturată cu tot felul de întrebări absurde, și a știut să iasă din această capcană îngrozitoare pe care i-a montat-o securitatea din România. A venit în Israel și a luat-o de la început, era încă foarte tânără, a învățat extrem de repede ebraică. Avea o ureche muzicală atât de absolută încât a vorbit ebraică la scurt timp fără accent.
Și vorbeau un grid atât de oameni care și-au petrecut o viață întreagă aici în țară, n-au reușit niciodată să se ridice la nivelul ei. A jucat imediat și după ce a jucat și a avut un succes deosebit la Teatrul din Berșeva și ar fi putut să rămână acolo și ar fi fost comod și era deja cunoscută, îndrăgită de publicul din Berșeva, a venit la Habima, unde a făcut piese minunate și de neuitat, Casa Bernardei Alba, o mulțime. Crum, a lui Hanoc Levin, da, în care a avut un rol minunat, Aloreca Chirot, în care a jucat roluri foarte, foarte, foarte diverse, Aloreca Chirot, care a jucat rolul unei supraviețuitoare a Holocaustului. A fost un rol cutremurător, care e greu de uitat. A plecat după aceea la Camerii și la Camerii a făcut roluri extraordinare, a jucat într-o... și foarte, foarte, foarte diverse, adică de la comedie, la dramă, la tragedie, a jucat într-o piesă pe care nu știu cine și-o amintește, Esek Mishpati, Sefe Ilani, în sală, el o are și... ca orice actriță care a venit din România, versatilitate, extraordinar, variație, din plin. Voilà. Și era îndrăgostită de Dia și știu că venea la aproape toate spectacolele și nu pierdea nicio premieră, deși era foarte ocupată și ea avea activitatea ei. A reușit să fie o actriță desăvârșită, o mamă desăvârșită, o soție desăvârșită, o gospodină minunată și îngrija florile, casa. A reușit să facă prietenă foarte bună, a reușit să facă totul perfect. A jucat foarte multe dintre rolurile pe care mama ei le-a jucat la vremea respectivă la teatrul din Bacău și a păstrat întotdeauna o amintire și amintea de ea permanent și avea întotdeauna spectrul acestei groaznice tragedii, că mama ei a murit la 40 și ceva de ani și ne spunea întotdeauna: vreau să împlinesc 60 de ani. I-am împlinit, la 61 de ani a murit. O mare, mare actriță și vreau să vă spun că ultima înregistrare în televiziunea română, unde Rosina și cu mine ne-am întâlnit jucând împreună și între noi a existat un actor român minunat, Petre Coman, care a murit la 42 de ani de cancer, a fost ultima înregistrare care am făcut-o împreună cu Rosina înainte de Rosina a plecat. Împreună. Așa că Rosina e aici și eu sunt acolo. Aveți ocazia să mai puneți întrebări invitațiilor noștri. Eu știu... Domnul Martin aici. Teatrul în România are tradiție încă de la începutul secolului 20, adică o generație care a învățat pe cei care au și cine este născut și crescut în România a primit o dragoste extraordinară și teatrul a făcut o parte din viața lui. Pot să spun că vedea acești artiști extraordinari jucând și învățai cum să trăiești viața ta, înțelegeai anumite lucruri. Și vreau să spun că eram în școală și am văzut-o pe Lia, în, eu nu știu idiș, dar era traducere, în Ana Frank și țin minte că am spus cum poate, eu eram atunci foarte aproape de 14 ani și ea era de 20 sau așa ceva.
Eu eram pe de 16 ani de... Și am spus, cum poate la vârsta asta să-și imagineze și să joace exact gesturile unei fete de 14 ani. Dar o artistă ca Lia, care am văzut-o cum a dansat și în Turistul din Varșovia, Chiriașul din Varșovia, eu cred că și acum sunt sigură. Dacă ai vrea să reciți Ana Frank, aș crede că ai 14 ani. Asta ești tu. Sunt sigură. Aș crede că ai 14 ani, dar nu am nicio îndoială că aș crede că ai 14 ani. Ai ști să găsești gesturile. Acum la Haifa ai jucat Caragiale? Piesa era la Haifa, o scrisoare pierdută? Ei bine, am găsit-o, am trebuit să alcătuiesc un număr cu literatura română. Când 20 de ani după moartea lui Ceaușescu s-a făcut un număr Mosnaim dedicat României. Și am găsit în arhiva teatrului această piesă și am pomenit-o în revista festivă dedicată României a revistei Uniunii Scriitorilor. Și ceea ce m-a uluit și n-ai pomenit aici, cine a făcut traducerea? Șlonski, care nu știa românește. Probabil că a făcut cu cineva care știa. Traducerea acestei piese e făcută de marele poet israelian Șlonski. Da, și-a găsit la arhivă, dacă ești interesată, țară. La mi-am adus aminte de Rozina Campos, primul om, sunt convinsă, dintre noi toți pe care ea l-a cunoscut în țara asta, am fost eu. Pentru că într-o seară aveam spectacol organizat de Dov Hartenstein, cine își mai aduce aminte de el. Era un spectacol organizat de Dov, pe care eu l-am iubit foarte tare. Și era un spectacol românesc. Majoritatea textelor scrise de Sadi Rudeanu, cine își aduce aminte de Sadi Rudeanu și așa mai departe. Și într-o sâmbătă seara, la o sală aici pe Brenner, sala nu mai există fiindcă s-a dărâmat blocul cu totul, îmi spune Dov, zice, vino mai devreme, îmi dă telefon, ce vino mai devreme, că a venit o lahad așa din România, zice, și o băgăm în spectacol astăzi, în mod instantaneu, zice, face ceva muzical, zic, vin. Și vin mai devreme și vine Rozina, în viața mea nu auzisem de ea, îmi spune că o cheamă Rozina Campos, se îmbracă, se machiază, își pune niște pantaloni și zice, tu țin-o pe sol major, ține-te după mine în sol major. Și a făcut un număr extraordinar, bărbatul meu de atunci e în viață, a filmat-o, cred că are undeva pe o casetă video și am întrebat-o, zic, Rozina, când ai venit în țară? Zice, alaltă ieri. Asta ca să vă dați seama, alaltă ieri a venit în țară și sâmbătă seara a apărut pe scenă aici, într-adevăr, românește, dar asta a fost prima ei apariție în Israel. La vreo două luni după ce a venit în țară, a apărut pe scena Teatrului Național la Viva. Mai am o întrebare din spate. Încercați să... Trebuie felicitări, nu întrebări. A fost o manifestare extraordinară. Mă numesc Tamara Solonul și sunt turistă. Am venit la sora mea de la Cluj. Și sunt o foarte mare, mare admiratoare a doamnei Trixie Abramovici. Am venit la acest spectacol. Mulțumesc. În mod special pentru dumneavoastră și pentru ceilalți doi, dar pentru dumneavoastră vă cunosc. V-am văzut toate spectacolele din România și după ce ați emigrat în 89, prin diferite persoane m-am interesat, am aflat că sunteți la Berșeva și mă bucur din tot sufletul că am reușit în sfârșit astăzi de Ziua Culturii în memoria lui Eminescu, că am plăcerea să vă cunosc personal. Înseamnă că mi-am făcut treaba. Absolut. Doamna Abramovici, aș dori să vă întreb, din generația dumneavoastră, sunteți născută în 45, da. Înțeles? Eu sunt în 47. Mult mai tânără! Da. Cine este actorul
colegul dumneavoastră preferat din clasa, cum se numea de fapt, clasa care ați absolvit-o dumneavoastră, generația dumneavoastră? În viața mea n-am să-mi permit să fac vreo diferență. Am înțeles asta. Și cine face parte din... Care sunt un actor, doi, trei, care un au fost... Un actor, doi, trei, este zece, cu care ați absolvit. În sfârșit. E groaznică întrebarea. Scuzați. Am să-ți vorbesc de Ion Caramitru, Traian Stănescu, Ștefan Radov. Doamne, mă iertați ceilalți, mă iertați, Beligan, care nu pot să-l uit, urca pe scările teatrului și țipa unde e geniala mea, însoții de Baranga, sau Baranga care mi-a umplut cabina cu trandafir alb la premiera piesei Adam și Eva. Teatrul meu e România, scuzați, mulțumesc. Mulțumim pentru întrebare. Înainte să aplaudăm frenetic, vreau să facem un anunț. Săptămâna viitoare avem un eveniment dedicat Zilei Holocaustului, Zilei Internaționale a Holocaustului, chiar două evenimente, pe 22 la Naharia, pe 23 aici, la Naharia, la Beit Lieberman, la Tel Aviv, la sediul ICR, un eveniment istorico-literar cu un istoric și un scriitor invitat din România, Adrian Cioflâncă, istoricul, directorul Centrului de Studiere a Istoriei Evreilor din România, și Cătălin Miculeac, scriitorul pe care foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, cel puțin romanele lui. Așadar, aici la Tel Aviv, pe 23, la ora 5, și pe 22, adică miercuri, la Naharia, la ora 4. Tot în cadrul acestor anunțuri aș mai reaminti că avem pe 30 o prezentare de carte. Alo, aici e Stroie. Așa, că tot a venit, tot vorbim de actor român și a fost amintit, din păcate, pe lista celor dispăruți. Fiul său, Eugen Nastroie, și Alexandru Andi vor vorbi despre această carte apărută la editura Hasefer pe 30 ianuarie, ora 5, la sediul ICR. Și acum aplauze pentru invitații noștri, nu înainte de a anunța că avem și un cadou de la portretele celor trei, de la caricaturistul Edi Mateș. Vă rog să poftiți aici și avem și niște flori. Mulțumim! Aplauze celor trei invitați de Ziua Culturii Naționale. Mulțumim!